Domnul profesor Onufrie Mințeler, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Astăzi venim în fața noastră cu o carte dedicată domnului Sextil Pușcariu, o analiză a istoriei și a modului în care a fost elaborat dicționarul limbii române. Înainte să-i las pe cei doi distinși profesori să vă spună câteva cuvinte despre ce a însemnat redactarea acestei cărți, munca care au depus-o, vă rog să-mi acordați câteva minute să vă spicuiesc, așa, în două, trei fraze, câteva date despre biografia celor doi profesori. O să încep cu domnul profesor Onufrie Mințeler, cel care semnează prefața acestei cărți, prieten bun cu domnul Vasiliu. Așadar, domnul Onufrie Mințeler a scris peste 400 de articole de specialitate, este doctor honoris causa Universității Lucian Blaga din Sibiu, autor a peste 40 de cărți, volume de lingvistică română, lexicologie, istorie, istoria și gramatica limbilor slave. Specialiștii din domeniu afirmă despre domnul profesor Mințeler că este singur specialist român care a elaborat și publicat dicționarea de antonime, sinonime, homonime, neologisme, este bilingv, poliglot, iar în acest moment domnul profesor ne-a declarat că are în pregătire mai multe volume de specialitate și nu numai. Mai multe vă spune dânsul în câteva minute. Iar domnul profesor Vasiliu are un CV bogat în realizări, mai ales în ceea ce înseamnă cărți și materiale, articole publicate. Să spicuiesc așa în câteva cuvinte, în perioada 1964-1967 este profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic din Beclean și Someș și în același timp și asistent la Catedra Retorică de la Universitatea Babeș-Bolyai. În perioada 1967-2005 este cercetător științific principal al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, filiala Academiei din Cluj-Napoca. În aceeași perioadă este și profesor asociat la Facultatea de Științe Politice, Departamentul Jurnalistică, Relații Comunicare. Perioada 1978-1981 este lector de limba română la Universitatea din Strasbourg, Franța. O parte dintre titlurile publicate de domnul Vasiliu ar fi Preocupări de limbă în presa românească din Transilvania, o carte apărută în anul 2001, Sextil Pușcariu, director de publicație, o carte apărută în 2004, în 2006 Sextil Pușcariu, Latinitate și Ortodoxie, în 2008 Sextil Pușcariu, Gândirea Contemporanilor și în 2011 cartea pe care vă prezentăm astăzi este vorba de Sextil Pușcariu și Dicționarul Limbii Române. Totodată, domnul profesor este coautor al Tezaurului Toponimic al României Transilvaniei, județul Sălaj, editura Academiei Române în anul 2006. Vei da niște citire la unele paragrafe din carte și atunci. Unul simț mă obligă să încep cu un moment de protocol și de explicație la același timp. Este a treia carte care o prezint și toate au în centru personalitatea lui Sextil Pușcariu, pe care o prezint și la Clubul Rotarii din Cluj. În 2006 erau de față domnul președinte Boris Gușan și Mihai Tarcuș. În 2008 domnul Eugen Ferezeu și Mihai Tarcuș. Și în 2011 domnul Rareș Balint și Mihai Tarcuș. Deci de ce am repetat? Pentru că dacă am o vină, o bat cu Mihai Tarcuș pentru prezența mea și cu. O se poate pune o întrebare, care nu poate chiar fi ilogică. Oare omul ăsta, afară de Pușcariu, mai știe ceva? Poate că mai știu, dar eu sunt o persoană care am lucrat în institutul înființat de el, în 1919, care se numea Muzeul Limbei Române. L-am pronunțat cum se scria atunci. Care a fost cel mai important centru de studiu limbii din sud-estul Europei, ca vremea respectivă. Corp director, Sextil Pușcariu. Sextil Pușcariu este primul rector al Universității din Cluj, 1919. Pe vremea aia, rectorii erau aleși pe un singur an și a mai fost rector în 1940, când Universitatea a trebuit să se mute la Sibiu. De ce? Știți cu toți.
Omul acesta a fost deschizător de drum. La 27 de ani este ales membru corespondent Academiei, profesor universitar în Cernăuți. Universitatea din Cernăuți a fost înființată în 1872 ca și Universitatea din Cluj, ca și Universitatea de la Bratislava și cea de la Graz, din ordinul guvernului de la Viena. Sunt universități înfrățite. În curând, Universitatea din Cluj își va publica istoria universității. Am colaborat și eu într-o anumită perioadă la catedra, am dat note explicative și redactare la cei doi profesori de limba română care au predat la Universitatea din Cluj. Unul este Grigore Silașe, original din Beclean pe Someș, și al doilea este Gheorghe Moldovan, al doilea este Sextil Pușcan. Acum dați-mi voie să intru un pic în istoria apariției acestei cărți. Și după aia nu o să vă rețin mai mult de cât acceptă ideea de captație, 10-11 minute. În mai anul acesta, președintele Academiei Române, profesorul Haiduc, Bujan, anunță oficial că România, Academia Română, a finalizat dicționarul limbii române. Mă opresc aici. Pe contracopertei cărții este scris Dicționarul Academiei, Dicționarul Tezaur al Limbii Române și Dicționarul Limbii Române. Sunt aceeași. Pușcariu a propus Dicționarul Tezaur al Limbii Române. Nu l-au acceptat până în 1940. După 1950 nu s-a acceptat pentru că era era o traducere, zicea Iorgu Iordan, după titlul dicționarului francez, dicționar trezor de la francez, arhaisme, pure, ce se vorbesc, sincronic în zilele noastre. Nu s-a acceptat dicționarul Tezaur, pentru că s-a spus că e un titlu prea elitist. Nu s-a acceptat dicționarul Academiei, pentru că s-a mers pe ideea că dicționarul nu se fac pentru Academie, academicieni, ci este pentru 1959, s-a ținut-o cu un comentariu, nu vă spun cine, Leon de Rodu, că trebuie să scrie pentru popor. Mă rog, s-a numit dicționarul limbii române. Dar acest dicționar are o apariție mai mult decât demnă de o aventură. Și o să intru în istoria cărții. Pentru că nu m-am gândit să scriu o carte pentru segmentul pentru filologi, pentru limbiști sau pentru profesori de limba și am vrut să scriu o carte pentru tot vorbitorul de limba română, indiferent de profesie, economist, inginer, medic, meseriaș, orice, pentru că merg pe ideea pe care francezii o au de vreo 200 de ani, cea dintâi carte a unei națiuni este dicționarul limbii sale. A perpetuat-o Volney din 1820. Și iată ce spune Pușcariu în 1927. Istoria dicționarului la noi, românii, cuprinde aproape toate stadiile de dezvoltare ale dicționarului general, dar dă în același timp o imagine în mic a curentelor mai importante pentru însăși evoluțiunea noastră culturală. Dând ceasul înapoi, noi avem trebuie să fim mândri pentru că ideea dicționarului Tezaur al limbii române aparține în exclusivitate la Berlin. La București, la Sibiu, asta. Dar anul acesta se împlinesc 150 de ani de înființare a Astra. Astra, în programul său, a avut trei obiective. Redactarea unui dicționar Tezaur al limbii române, gramatica limbii române și istoria română. Pe statutul Astrei, peste 5 ani, se înființează viitoarea Academie Română. Lucru trecut mai, un pic mai ocolit în toate studiile pe care le scriu București. De ce? Faceți din asta. Astra, având acest obiectiv, cel care va fi primul autor al unui dicționar, în ideea de dicționar Tezaur, este un avere. August Gregoriu Laurian. Mulți din dumneavoastră, cred că ați auzit, ați spuneat, era monstruoasa lucrare August Gregoriu Laurian și dicționarul, și Ion Masini, doi autori, Ion Masini din Brăila, deci nu e acasă. Ei bine, această lucrare, într-adevăr,
păcătuiește. Laurian a vrut neapărat să dovedească originea nobilă a poporului român prin latinitatea limbii române. Suntem la 1800 și ceva, apăreau ideile dualismului austro-maghiar, apăreau o mișcare de diferențe între popoare în Europa. El ce face? Schimbă cuvântul, îl latinizează și ca atare nu este un cuvânt uzual, nu se folosește, dar vă rog să mă credeți că explicațiile pe care le dă sunt valabile și astăzi. Categoria gramaticală care trebuie să cuprindă un dicționar care se respecte și etimologia sunt valabile și astăzi. El își numește dicționarul, el pot și îl și citesc cum e scris, dicționarul limbii române, după însărcinarea dată de Asociațiunea Academiei Române, elaborat ca proiectul de Auguste Bun Laurian și ce mai simt. E o păsărească un picuț, nu este utilizabil, dar îl poți folosi pentru explicarea filologiei, mai ales pentru explicarea evoluției. Dar numele lui Laurian trebuie să o să revin peste câteva minute și o să vă spun.